și am revenit cu o informație de ultim moment. Incendiul la o terasă din Gorj. Pompierii au intervenit acolo de urgență. Iulia Blonda ne spune mai multe. Iulia, te ascultăm. Bună dimineața, bun găsit tuturor. Incendiul puternic s-a petrecut noaptea trecută la o terasă din lemn din Lupeni, județul Hunedoara. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, mai exact 6 echipaje alcătuite din 18 pompieri. Au acționat acolo mai bine de 2 ore până la extingerea incendiului, care putem vedea și în imagini, se manifesta extrem de violent. Pompierii au încercat să evite ca focul să se răspândească și la un restaurant care se afla în spatele acestei terase de lemn. Cert este, iată, că incendiul, din primele informații generate de un scurt circuit, a distrus întreaga terasă de lemn și mobilierul aflat în interior. Nimeni, din fericire, nu a fost